Riscul de inundații crește în Moldova. Codul portocaliu de ieșire a apei în lungă a fost emis și pe tot cursul râului Nistru. Asta după ce aceeași avertizare a fost anunțată ieri pe Prut, pe raioanele Briceni și Edineț. Pentru a preveni un eventual pericol, localnicii din 24 de gospodării din satele Criva, Drepcăuț și Lipcani au fost deja evacuați, deoarece apele se apropie de casele lor. Situația este monitorizată și la guvern. Serviciul meteorologic a anunțat că pe Nistru riscul cel mai mare de inundații a localităților persistă în raioanele Camenca și Rezina, iar a terenurilor agricole în Crivuleni, Grigoriopol, Anenii Noi, Slobozia și Ștefan Voda. Din cauza ploilor torențiale din Ucraina, dar și de la noi, specialiștii anunță că nivelul apei ar putea crește de la 2 până la 3 metri și jumătate. Până pe data de 2 iulie va avea loc creșterea nivelului apei pe sectorul de la satul Naslavce până la orașul Dubăsari cu 2-3 metri și Dubăsari Talmaza 2,5-3,5 metri. Este posibil ieșirea apei în lungă și sub inundarea terenurilor agricole din raionul Camenca, din raionul Rezina, la fel și raioanele Crivuleni, Grigoriopol, Ștefan Vodă. Hidrologii susțin că riscul formării viiturilor pluviale există și pe râul Prut, pe sectorul dintre satele Criva și Costești. Premierul Ion Chicu a anunțat la ședința executivului că a discutat despre situație cu președinții de raioane. Ședințe speciale vor fi organizate și la guvern. De asemenea, Chicu a chemat la mobilizare și comisiile excepționale teritoriale. Toate comisiile de situații excepționale din raioane, din localități, se desfășoară aceste ședințe și în cazul în care cetățenii au avut de suferit, au prejudicii materiale, conform procedurii stabilite și cunoscute de toți, vă rog să înaintați cererile, solicitările de suport financiar din partea guvernului, din acel fond de intervenție. Riscul se menține, deci avem de inundații se menține, avem informația și din partea ucraineană, vine un val mare de apă, trebuie să fim pregătiți pentru scenarii și mai puțin optimiste.